După cum vedeți, am aici un suport nou de numere pe care tocmai l-am cumpărat și vreau să-l schimb, pentru că suportul ăsta e suport original, care a venit mașina și e puțin mai mare pentru numerele de România. Ăsta e din Austria. Și datorită lui am pierdut numărul de matriculare. Am să vă las aici jos în descriere un videoclip cum să îți recapeți numărul de matriculare, să-ți faci altul dacă îl pierzi sau ți se fură. Și ăsta e numărul nou, a trebuit să lec acest colier ca să ajung până aici, la garaj, să-l pot schimba, să nu mai pierd din nou. Așa că haide să vedem cum schimbăm suportul de numere și cum punem numărul nou în suportul nou. Preată, luăm un clește și tăiem aceste coliere. Și pe aici. Punem deoparte. Luăm aceste două opritoare jos. Și vedeți, numărul meu nu stătea aici pentru că era prea mare. Și pur și simplu îmi cădea jos. Acum ce va trebui să facem este să dăm aceste două șuruburcioși și să punem numărul la loc. Luăm o cheie de 10 și desfacem aceste două șuruburi. Sprinse foarte ușor, e numai plastic. Punem suportul vechi deoparte. Îl luăm pe cel nou și încercăm în cadrul ăsta de aici să-l fixăm pe cel nou și tot în același timp să vedem găurile ca să nu mai găurim. Asta să se potrivească. Ambele găuri, iar dacă îl punem aici, aici sus, trebuie să-l punem aici și să-l strângem. Din astea par să potrivească. Și le strângem. Atenție, nu foarte tare, pentru că s-ar putea să treacă șurubul prin bara de plastic sau prin suport și atunci o să avem alte probleme. Aici. Vreau că după vechile găuri și suportul înalt. Dar vom încerca să-l prindem așa. Vedeți, l-am prins, stă bine. Acum tot ce trebuie să facem este să așezăm într-o parte numărul. Aici are 4 locașuri. Trebuie să-l împingem în sus, să intre. După care partea de jos o împingem la loc și colțurile. Apoi are aceste opritoare pe care le ridicăm în sus. Și asta e. Vedeți? El nu mai joacă. Nu mai are cum să iasă afară pentru că e fix. Foarte bine. Vedeți? Nu mai iese, nu mai se mișcă. Vom fi sigur că nu mai pierde. Așa că până data viitoare,
Nu uitați să vă abonați la canal, să fiți la curent cu toate videoclipurile.